Iar acum să vorbim despre copiii mici, 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 iar plânsul copilului poate deveni un adevărat coșmar pentru părinți atunci când piciul mai ales suferă de spasmul hohotului de plâns. Aceasta se manifestă prin crize de plâns ce sunt urmate de leșin. Unul dintre 20 de copii manifestă astfel de simptome. Mai mult în reportaj. Spasmul hohotului de plâns este sindromul de care suferă tot mai mulți copii. Acest fapt le pune în gardă pe mămici care caută răspunsuri pe rețelele de socializare. S-a lovit, a început să plângă foarte tare, l-a luat în brațe în momentul, imediat l-a luat în brațe să-l calmez, a început să plângă în hohote, în clipa următoare a sughițat tare și s-a lăsat pe spate și a închis ochii, a rămas fără aer, s-a făcut mof. Și aproape un minut nu a respirat. Unul din 20 de copii manifestă astfel de accese, care de altfel sunt destul de înspăimântătoare. Este caracterizat prin oprirea respirației după un episod de plânsete în hohote, cu colorarea pielei, pierderea cunoștinței și a posturii corporale. Este o formă care mai des se întâlnește, este o formă ceanotică, atunci când copilul se învinețește, și o formă mai rară întâlnită atunci când apare paliditate, când copilul se înalbește. Micuții își pierd cunoștința pentru cel mult un minut, iar revenirea din spasmul hohotului de plâns este spontană și rapidă. Debutează acest sindrom între vârste de 6-18 luni și dispariția totală este de la 4 până la 6 ani. De obicei, acestea apar atunci când copilul s-a emoționat sau când s-a lovit. E de dorit ca să se facă un consult medical pentru a evita și o careva problemă mai gravă, deoarece în unele cazuri se face și electroencefalografia pentru a exclude o criză convulsivă, o criză epileptică. La fel poate fi și o cauză genetică. Se face și o electrocardiogramă pentru a evita o aritmie cardiacă care la fel ne dă aceste accese de apnee sau se face analiză generală a sângelui deoarece anemiile ferodeficitare la fel duc la aceste accese afective respiratorii. Important e ca părinții să nu se panicheze și să își păstreze calmul. Se face o suflare de aer ușoară spre față, la fel se face o netezire blândă asupra feței, asupra coapselor și nici într-un caz nu se necesită manevre de resuscitare. Dacă au fost excluse problemele neurologice și cardiace, sindromul trece de la sine fără niciun tratament și fără urmări fizice sau psihice.